Salut, eu sunt Ștefan de la Smart Home Systems și astăzi voi prezenta un termostat și un touch KNX produse de Schneider Electric. Bănuiesc că toată lumea cunoaște compania Schneider Electric, una din cele mai cunoscute și vechi companii producătoare de echipamente și soluții în domeniul electric. Ca o mică istorie, firma nemțească Merten, înființată în 1906, a făcut parte din firmele fondatoare a protocolului de comunicație AIB, care a devenit mai târziu standardul KNX. Iar în anul 2006 aceasta a fost cumpărată de firma Schneider Electric, care este prezentă la nivel global și a devenit astfel un departament al grupului MAMA. Puteți verifica codurile produselor KNX și veți vedea că în continuare încep cu MTN. În ceea ce privește sistemul de automatizare KNX, Schneider Electric produce astăzi o gamă completă de echipamente KNX, de la senzori, touch-uri și actuatoare, până la echipamente de sistem și interfețe cu alte protocoale de comunicație. Astăzi doresc să vă prezint două dispozitive produse de această firmă, pe care noi le folosim în proiectele noastre de automatizare, și anume un touch multifuncțional și un taster. Acest touch KNX are un ecran tactil care permite programarea a maxim 9 pagini de funcții, una dintre ele fiind cea pentru setări, dar o putem dezactiva dacă dorim. Ca și aplicabilitate, se poate folosi atât pe post de touch central într-un apartament mic, cât și în fiecare încăpere dacă dorim controlul complet, inclusiv al temperaturii. Și acum să trecem la partea de funcții. Prima pagină am programat-o să realizeze funcția de termostat, care ne permite să vizualizăm temperatura și set point-ul de temperatură. Comparativ cu termostatul de la E-Electron, acest touch nu are și citire de umiditate. Mai putem vizualiza și în ce mod de funcționare este acest termostat, Comfort, Eco, Night și Frost Protection, apăsând acest buton din colț. Acum suntem în modul Comfort. Aceste patru moduri de funcționare au și set point-uri diferite de temperatură în funcție de modul de încălzire sau răcire. Dacă trecem în modul Eco, automat set point-ul de temperatură merge în 19 grade, dacă punem în Night trece în 17 grade și în Frost Protection. Putem astfel programa ca sistemul să treacă automat dintr-un mod în altul, în funcție de prezență sau în funcție de schedule, și nu mai este nevoie să ne jucăm cu set point-ul de temperatură. De obicei, noi folosim 3 moduri din cele 4, Comfort când suntem acasă și vom avea 21-22 de grade, Eco când suntem plecați undeva la 18 grade și Frost Protection în momentul în care deschidem un geam, ceea ce înseamnă că sistemul va avea un set point de 7 grade. În ceea ce privește funcția de termostat, aceasta este capabilă să controleze automat atât echipamente de încălzire, cât și de răcire, folosind un control bistabil sau de tip PI, proporțional integrator. Poate de asemenea controla atât actuatoarele termice pentru încălzirea în pardoseală, cât și actuatoarelor termice din ventiloconvectoarele cu 2 sau 4 țevi. Tot pe partea asta de climatizare se poate activa funcția de fan, care va permite controlul ventiloconvectorului dintr-o cameră de hotel. Se pot seta până la 5 trepte de viteză ale ventilatorului, iar controlul poate fi făcut atât manual cât și automat. De exemplu, putem merge la partea de fan. Era în auto, putem modifica cele 3 trepte programate în cazul acesta sau lăsăm înapoi în auto. Și acum să trecem la următoarele pagini. Avem o pagină pentru controlul on-off al unui circuit de iluminat. Apăsăm, se aprinde becul. Apăsăm încă o dată, se stinge. În partea de sus, dacă ați observat, putem modifica și textul. În cazul ăsta am scris on-off. Mai putem modifica și iconița. Pe a treia pagină avem un buton de scenariu. În acest caz putem activa un scenariu pe care îl dorește clientul. A patra pagină este o pagină pentru dimare. În acest caz, dacă apăsăm scurt în mijloc, se aprinde becul la 100%. Dacă mai apăsăm o dată, se stinge. Sau putem modifica intensitatea luminoasă de la 0 la 100% folosind acest cerc. A cincea pagină avem controlul dimabil și
controlul RGB al unei benzi LED, de exemplu. La fel, dacă apăsăm în mijloc, aprindem, apăsăm încă o dată, o stingem, putem dima de la 0% la 100% acea bandă LED sau putem modifica culoarea, putem modifica până la 8 culori. În a șasea pagină am programat o jaluzia exterioară lamelară. Cu sliderul din partea stângă ne jucăm cu această jaluzea de la 0% la 100% pe verticală, iar cu sliderul din dreapta ne putem juca cu lamelele. Dacă vrem să fie pe orizontală sau vrem să le închidem pe verticală. A șaptea pagină este o pagină în care am programat 4 butoane. Să vedem că putem programa astfel 4 funcții diferite. Pe pagina numărul 8 se poate modifica titlul, se poate pune o citire de umiditate din zona acestui termostat și o citire de CO2. Și ultima pagină, pagina de setări, în care putem modifica intensitatea luminoasă a acestui ecran, plus funcția Clean Mode, care va oferi 15 secunde de inactivitate îndeajuns pentru a putea șterge acest ecran. O altă funcție folosită de către noi este cea de afișare a unor mesaje în caz de inundație sau efracție, în care putem alege culoarea fundalului și textul afișat. Și ultima funcție pe care doresc să o prezint este cea de screensaver, care va stinge ecranul după un anumit timp, dacă ne deranjează, sau putem afișa un logo al firmei dacă dorim. Și acum să trecem la acest taster din aceeași gamă cu termostatul. El permite programarea a 4 butoane în funcție de aplicațiile noastre. Acum cele 2 butoane din stânga sunt programate pentru a controla un circuit de iluminat și butoanele din dreapta pentru a controla o jaluzea. De exemplu, să vedem exact și feedback-ul. Dacă aprindem circuitul acesta de iluminat de pe taster, automat se va aprinde și pe touch. Dacă îl stingem, la fel, dacă îl aprindem de pe touch, veți vedea că se actualizează feedback-ul și pe taster. Și acum să trecem la controlul jaluzelei. Voi pune și pe touch pagina de jaluzea. Dacă apăsăm scurt pe taster, ne vom juca cu lamelele jaluzelei. Se poate observa și pe touch, iar dacă ținem lung, jaluzeaua acum se va ridica. S-a venit și feedback-ul, asta înseamnă că jaluzeaua este ridicată. Dacă dorim să lăsăm jaluzeaua în jos, nu trebuie să facem altceva decât să apăsăm pe butonul de jos. Acum jaluzeaua va coborâ. Dacă vrem să o oprim, mai apăsăm o dată pe unul dintre butoane și ea s-a oprit. A venit și feedback-ul. Se poate vizualiza pe touch. Sper să vă ajute această prezentare în momentul în care optați pentru un sistem de automatizare KNX. Dacă sunt touch-uri, tastere sau alte dispozitive KNX pe care doriți să le prezentăm, vă rog să ne scrieți în secțiunea de comentarii și vom face tot posibilul să le aducem într-un nou video. Dacă ți-a plăcut acest video, abonează-te la canalul nostru de YouTube folosind butonul de subscribe și până data viitoare te aștept pe site-ul nostru smarthomesystems.ro sau pe pagina noastră de Instagram Smart Home România.